Fostul primar al Băimar Cristian Angel, în prezent consilier județean, a fost ales prin vicepreședinte al Partidului Ecologist Român. Voturile colegilor săi de partid le-a primit la Congresul Ordinar, ce a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute în București. În cadrul acestuia, Dănuț Pop, un alt maramureșan, a fost reales în funcția de președinte al PER. Cristian Angel deține și funcția de președinte interimar al PER Maramureș după ce Mircea Ciocan a renunțat la conducerea organizației în favoarea postului de director al Spitalului de Boli Infecțioase Baia Mare. Pe lângă Angel și Pop din structură de conducere a ecologiștilor fac parte și Cătălin Măescu și Mircea Gutău, prim vicepreședinți, Cristinel Deaconescu, secretar general adjunct, Viorel Dobre, Mirica Dimitrescu, Ovidiu Zară, Mircea Vintilescu și Bianca Vasile, vicepreședinți. Ecologiștii și-au stabilit să obțină trei mandate de europarlamentar, 30 de primari și... 2000 de consilieri locali, precum și să intre în 25 de consilii județene.